Ia zice, ăsta e programul primit domnul Voicu. Așa mai. Mă ceartă să mai dai tu cu aia, mă. Să mai dai să-ți duc apa. Ia stai, să băgăm o cârpă, să băgăm apa. Dacă o cârpă, apa, mă. Ia. Acestui drapel pe care te rugăm binecuvintează-l și îl sfințește ca să fie spre aducerea aminte de faptele mari săvârșite de eroii Revoluției Române din 1989. Istoric, un oraș care are o arhitectură superbă, după părerea mea, orașul Arad este, să vă vorbesc despre o altă arhitectură, este arhitectura cerului. Să te bate și să zic. Există oare pentru ceea ce au făcut ei, cred că face o mare greșeală. Și oricine încearcă să oprească ridicarea... Stai. Când
ne-a sprijinit. Da, că ne-a sprijinit să ne punem. Mie îmi pare teribil de rău că am ajuns în situația ca după 21 de ani de la Revoluție să înfruntăm din nou o dictatură și de data asta dictatura portocalie. Vreau să vă spun că presiunile care le avem în ultima vreme asupra noastră nu le-am simțit nici înainte de 89. Drept dovadă stă și acțiunea de astăzi a autorităților locale în fruntea cu primarul Aradului, care a dorit să ne saboteze manifestările, de altfel manifestări care au pornit pașnice și consider eu că s-au terminat tot pașnice. M-a surprins grozav de tare forțele de ordine cu care am fost înconjurați, pe care le-ați văzut și dumneavoastră în preajma noastră. Nu știu la ce s-au așteptat, că vom face încă o revoluție. Probabil că asta ar fi soluția. Dar noi nu ne-am propus ca în zilele astea, când ne comemorăm morții și celebrăm 21 de ani de la Revoluție, să facem scandal sau să conturbăm liniștea publică. Îmi pare teribil de rău că și de data asta s-a întâmplat ca să nu putem să ne punem steagul, până la urmă vedeți că s-a rezolvat. Este al treilea steag pe care îl ridicăm. Am mai ridicat una la 20 de ani, ni l-a tăiat în două zile domnul primar, la ordinul domnul primar a fost tăiat. L-am mai ridicat un steag de ziua eroilor și acum l-am ridicat al treilea. Sperăm că de data asta să-și dea seama și domnul primar că greșește, pentru că, în primul și în primul rând, dacă o luăm așa, se atinge de un simbol național care preside legea penală. Vreau să vă spun că am depus deja două reclamații la poliție, două sesizări. La una n-am primit răspuns favorabil, al doilea ni s-a comunicat că s-a început un proces penal pentru distrugere și furt. Explicați incidentul care a avut loc cu steagul. Ce s-a întâmplat când ați vrut să-l atașați în spor? De altfel, de azi dimineață, la prima oră, am avut așa un sentiment că vom fi sabotați cu ridicarea steagului și când mă îndreptam spre orologerie, m-am oprit aici și am văzut că sunt răvășite vasele cu brăduți și că e parcată o mașină acolo. Spre surprinderea mea, ce mașină e parcată acolo? Mașina Poliției Comunitare, care bănuiesc că ați filmat-o și dumneavoastră. Poftim? Mașina acoperează. Da, era parcat pe deasupra suportului. Spre surprinderea mea l-am întâlnit pe domnul viceprimar la orologerie, l-am anunțat și pe dânsul că ceea ce se întâmplă este inadmisibil și să ia atitudine. Nu avem nevoie de prezența lui și cu un zâmbet fals în jurul nostru dacă o problemă din asta nu poate să rezolve, că până una alta este viceprimarul Aradului. Iar noi, revoluționarii, doresc să subliniez faptul că am susținut și am sprijinit cu toate forțele noastre, și materiale și fizice, realizarea Parcului Reconcilierii. Nu știu cum se simțea comunitatea maghiară dacă noi, revoluționarii, nu dădeam voie să se ridice acel monument sau încercam să-l sabotăm. Conform programului, am fost la orologerie de dimineață, am depus coroane la Strungul, la Biserica Martirilor de la UTA și am ajuns în acest loc. A fost anunțat programul pentru ziua de astăzi, ca și pentru celelalte zile. Și urma să înălțăm drapelul României în amintirea zilei de 21 decembrie, drapelul fără stemă. Și în locul în care trebuia înălțat drapelul, am găsit o mașină a Poliției Comunitare. Am sunat-o pe doamna Viorica Graur și am vrut să vorbesc și am vorbit, zic eu, foarte politicos cu dânsa, spunându-i că avem și noi un moment în care drapelul va fi sfințit și înălțat. Și mi-a spus că nu știe nimic despre acest lucru. Bine, dar mașina poate fi retrasă un metru, doi. N-au făcut nimic. Lucru regretabil este că într-un timp optim n-au venit să retragă mașina, ci au lăsat-o acolo, obligându-i pe colegii mei să o miște jumătate de metru pentru a înălța steagul. Locul steagului acolo este, lângă monumentul celor care au murit în decembrie 89 și în locul în care noi am demonstrat două zile și o noapte. Acesta este spațiul consacrat. A așeza mașina Poliției Comunitare și a nu dori să o miști în acel loc este o dovadă de provocare. Dar nu voi răspunde provocărilor decât cu o atitudine respectabilă și respectuoasă. Acolo